Dezastru pentru agricultori în urma grindinei. Oamenii sunt disperați, culturile sunt distruse și cer ajutor acum din partea statului. Octavian Vladu se află printre oameni și vine cu informații suplimentare. Octavian. Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, ne aflăm în comuna Sohata, județul Călăraș, și aici culturile oamenilor au fost distruse de grindină. Grindina era cât mărimea unui ou. Alături de mine sunt fermierii care au fost afectați de această grindină. Bună ziua, ce s-a întâmplat? Bună ziua, sunt Cătălin Iordache, un fermier din comuna Sohatu, și în urma evenimentului de grindină care au fost în data de 13, au produs pagubele pe aproape toată suprafața. Las colegii să prezinte mai exact ce s-a întâmplat. După cum vedeți, continuăm să ne spunem durerea. Vedeți și dumneavoastră în imagini. Cultura e distrusă în totalitate. Ne spunem și noi supărarea noastră. Poate să găsește o soluție cât de mică și pentru noi, că greu este pentru toată lumea. Și noi, la rândul nostru, avem și noi oamenii arendașii care trebuie să le dăm și lor, că la fiecare trebuie să dăm cât un pic și noi la rândul nostru, și poate să găsește o soluție. Măcar suntem un pic auziți și noi, pentru că ne strigăm supărarea de fiecare dată, dar ea e vizibilă. Faptic se vede. Totul e distrus 100%. Vedeți și dumneavoastră, și cultura de grâu este compromisă. Mai strângem și noi cât de puțin acolo, măcar să dăm cât de cât și noi arenda oamenilor, pentru că nici ei n-au nicio vină, cum poate nimeni n-are nicio vină în momentul de față. Dar noi continuăm să ne spunem supărarea și... Ai cerut ajutor? Am cerut ajutor. Deocamdată suntem în fază de demararea scris și o să vedem până la un final soluțiile care se vor găsi. Și domnule Ghiță, munciți de o viață. Bună ziua și bine ați venit. Bună ziua. Cum vă simțiți? Ce cum să ne simțim? Uitați, cereți ajutor și... Că a fost așa ceva, ploaia cu cât o de găină cu piatră. Eu am 79 de ani, dar eu așa ceva nu am pomenit. Pădurea e terminată. Culturile, cum vedeți și dumneavoastră, e și compromise foarte, foarte grave. Acum, cum vedeți și dumneavoastră, noi la oameni trebuie să le dăm cât de cât și lor, că are om o păsărică, o purcelușă, are acolo ca fiecare. Cum credeți și dumneavoastră și ce... Dar uitați cum arată această pădure de la Vijelia, foarte puternică. Zeci de copaci au fost pur și simplu rupți. Da, este o situație critică aici. Ea mai mare nenorocire. De câți ani s-a întâmplat asta? Eu n-am pomenit la 79 de ani de zile, dar da, a mai venit așa ceva, ploi, piatră, dar nu în halul ăsta. Vă mulțumim foarte mult, de 79 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva. Revenim aici. Nu. Zeu stai.